Bună ziua, bine v-am regăsit pe realitatea.net. Eu sunt Costi Rogozanu. Vorbim astăzi despre o chestie foarte interesantă și pe care o știm mulți dintre noi. Muncă. Munca la patron, cum se zice. Avem un invitat special din această zonă și avem un specialist special tot pe această zonă. Domnule Gogescu, doamna Novac, vă mulțumesc mult pentru prezență. Domnul Vasile Gogescu este președinte la Federația Sindicatelor din Comerț și sunteți și vicepreședinte la Cartel Alfa. Doamna Novac este președinte la Asociația pentru Dialogul cu Pare și Migrație, Connect. Vă mulțumim mult că ați venit. Aș vrea să începem direct. Întâi aș face eu o fotografie. Se discută acum foarte mult despre legea salarizării unice, adică chestiuni care privesc bugetarii, și am zis să echilibrăm puțin, să aducem în față și problemele muncii la privat, cum se zice, pentru că sunt probleme foarte mari. N-aș vrea să fac polemici aici, dar uneori mult mai mari ca la buget, cel puțin pentru anumite zone. Și pentru asta, pentru reglare, una dintre posibile reglări legislative ar fi prin modificarea legii pentru dialog social, pe care ministru Petrea, nou ministru din guvernul Grindeanu, o tot vântură în spațiu public, dar aș vrea să și vorbim ceva mai exact ce vrem de la legea asta și unde trebuie pus clar apăsa pedala. Așa că aș începe cu dumneavoastră, doamna Novac. Spuneți-mi, din declarația de până acum ale ministrului, cam ce ați vrea mai clar în ceea ce privește eventuale modificări la legea pentru dialog social. Deci unde ar trebui insistat? Unde, pe ce ar trebui să poartă dezbaterea foarte clar și ce ar trebui evitat? Ar trebui să spunem în primul rând că dacă tot este atât de drag politicienilor de astăzi să citeze din programul de guvernare 2017-2020, că dialogul social este un punct important pe agenda acestui guvern, care și-a propus să consolideze rolul instituției dialogului social drept... Da, numai că, dacă mi-amintesc bine, au mai fost pe agenda foarte principală, ca să zic așa, și la Ponta, și la mai mulți, au tot promis dialog social. Mi-amintesc numai acum urla domnul Hosu Săracu că este domnul Ponta vrea să facă niște modificări, de mai bine o lăsai așa. Adică... Este adevărat și este adevărat că și în programul anterior al guvernului Ponta, legea, modificarea legii 62 pe 2011 era prevăzută pentru a fi modificată. Este adevărat. Noi am apreciat bunele intenții ale acestui guvern care a înființat sau reînființat minister. Acest minister. Dar și inițiativa de a modifica legea atât de curând după instalarea guvernului. Deci, din acest punct de vedere, e bine. Să trecem la esență, că și asta am văzut. Dar, că ministrul pomenește tot timpul sintagma cheie, contractul colectiv de muncă. Ce probleme avem aici? Aceasta este și intenția, sau cel puțin intenția declarată a guvernului de a facilita negocierea colectivă. Deci de a introduce modificările cele mai necesare și mai urgente pentru ca dialogul social și negocierea colectivă să fie deblocate. Acum, întrebarea este dacă au găsit deocamdată soluțiile cele mai bune să se și întâmple asta în fapt. Și din, aveți vreun draft? Ați văzut ceva până acum? Sau... Da, există un draft al legii care a fost negociat cu reprezentanții confederațiilor sindicale și care are niște aspecte bune, dar în opinia noastră modificările propuse nu sunt suficiente, pentru că pe de o parte se are în vedere doar deblocarea dialogului social la nivel sectorial, prin acordarea reprezentativității federațiilor sindicale de către confederațiile naționale, dar la nivel de întreprindere se păstrează pragul de 50% plus 1. Și deci problema se menține. Mai mult decât atât, în acest moment, din 14.000, aproximativ 14.000 de contracte colective de muncă la nivel de unitate, numai 2.000 sunt semnate de sindicate, restul sunt semnate de reprezentanții salariaților. Să spunem că reprezentantul salariaților e de obicei mai mult un simulacru de sindicat. Exact, este mai degrabă, nici nu e un simulacru de sindicat, e mai rău, de obicei este managerul de resurse umane. Da, atunci, în cazurile
alea e chiar și comitent. Atunci, da, și atunci credem că măsurile pe care le propune în acest moment ministerul nu sunt suficiente. Și pentru... să spunem de ce nu sunt suficiente, domnul Gogescu. În primul rând sunt e utopic să sper că se pot coaliza oamenii și face un sindicat în condițiile legii actuale, nu? E imposibil. E imposibil. Fiindcă perioada în care ajunge la 50% din angajați, peste 50%, ca și membri, uh-huh, e de durată. Și o spun din experiență, fiindcă merg și cu asta mă ocup. Uh-huh. Uh-huh. Cu recrutarea de noi membri. E de mare durată. E de câțiva ani în care ai putea ajunge. Dar problema se pune așa. Un sindicat, până să ajungă la 50% plus 1, până îți fie recunoscut de lege ca reprezentativ și de angajator ca reprezentativ, aproape nu există. Nu poate să facă nimic pentru membrii lui. Fiindcă până la urmă, rolul unui sindicat cu adevărat, și cel mai important rol, este negocierea unui contract colectiv de muncă. Care dintre angajați va plăti cotizație de sindicat timp de 5 ani, 4 ani, eu știu, cu speranța că poate sindicatul va ajunge odată la reprezentativitate și va putea să negocieze un contract colectiv de muncă prin care să se pună relațiile de muncă, deci, practic, într-un echilibru. Și dacă un om are inițiativa, legea îl ajută să decredibilizeze în fața oamenilor, că nu poate să ia urgent măsuri. Dar spuneți-mi, noastră reprezentanță o zonă foarte importantă, zona comerțului, toată lumea știe marile supermarketuri, cum, sau măcar vede cât de mult se muncește, cum se muncește, și aș fi vrut, dacă să profit puțin că sunteți aici, să ne dați și ceva experiență directă. Și chiar m-ați luat încă de la ușă cu o super poveste și o să vă rog să ne spuneți și aici cea cu spatele tinerilor. Cum se fragilizează spatele tânărului lucrător? Asta m-a șocat. Gândiți-vă, într-un hipermarket intră în medie pe zi 50.000, să ajunge și la 100.000 de clienți, care iau de pe raft. Rafturi de la 2 metri, de multe ori înălțime, marfă. Și 30, 40, 50 de angajați dintr-o tură trebuie să pună în permanență marfa asta la loc. Raftul să arate impecabil în continuare și pentru ceilalți clienți care vin. Până la raft se aduce cu mijloace, să spunem, mecanizate sau semi-mecanizate, cu paletul, cu liza și așa mai departe. Dar de aici încolo începe problema. Tot mână umană, da. De aici ridică, o pleacă-te, ridic. Un palet de sare, de exemplu, are 2 tone. Care trebuie înlocuit. Ia pachet cu pachet și așează-le și frumos părat. Apleacă-te, ridic-te și așa mai departe. Vorbim mult de sănătate și securitate în muncă, dar legiuitorul, prin tot ce se întâmplă în legislația națională, a lăsat normele de muncă la latitudinea exclusivă a patronului. El fixează norma de muncă. Nu mai există nici medic de medicina muncii care să spună cât ar trebui sau cum ar trebui să ridice un angajat, care e volumul de muncă, care e Și de multe ori salariații ne pleacă acasă cu genunchii tremurând la terminarea programului, în companii în care lucrurile și legalitatea este respectată, pleacă după 8 ore, în altele pleacă după 12 ore și ne mirăm că în 3 ani, în 4 ani de zile, încep să aibă probleme de coloană, foarte mulți, iar incidența bolilor de coloană a scăzut ca vârstă foarte mult. Dacă înainte media era undeva la 40 de ani a problemelor care apăreau, acum a început să scadă, să ducă la 24-25 de ani. Media angajaților din supermarketuri foarte scăzută, că în general asta e forța de muncă pe care o angajează de piață, școli profesionale, știm, cu toții nu mai există și atunci îi califică la locul de muncă. Sunt multe probleme. Acum o să vă pun o întrebare mai generală. Mă amintesc că în 2014, cred că am citit un interviu cu noastră făcut de Vasile Ernu, și spuneați acolo, porniți de la experiența la Auchan, că nu lăsau să se sindicalizeze oamenii și a fost o întreagă luptă să
mențineți treaba. Spuneți-mi dacă s-a îmbunătățit ceva în ăștia 2 ani, cât de cât. Dacă, măcar la sindicalizare, înțeleg că stați mai bine. E o poveste lungă? Vreți să vă spun forma scurtă spuneți sau lungă? Spuneți-o forma scurtă, din păcate. Și okay. După aia, nu spuneți și pe aia lungă, că o spun la alții. Deci, în Oșan, odată cu preluarea rețelei Real a grupului Metro, noi aveam 3.000 de membri în Real, după preluare, prin mijloace specifice, dezvoltate de către conducerea companiei, sindicatul a ajuns la mai puțin de 200 de membri. Noi am reușit, am făcut mijloace niște... specifice. Aici trebuie să fiți puțin mai lung. Mai care lung. Sunt mijloace specifice? Cum se intimidează un sindicalist? Dați-mi 10 modalități. Ca să-i sfătuim pe patron. Chemați... A, da, să... știu că toți... Să știe cum... Toți, cum noi facem așa. Cursuri de sindicalizare și ei fac cursuri și sunt foarte bine pregătiți pentru modul în care de să distrugă un sindicat. Au fost chemați pe rând la resurse umane, individual, să dea declarație că vrea. Deci individual, nu un grup, nu cu liderul de sindicat din magazin, să dea declarații că vrea să îi se rețină cotizația pe statul de plată și că vrea să rămână membru de sindicat. Și în același timp îi se spunea, are rost să mai dai cei 5 lei, că atâta era cotizația la Real pe lună. Deci și așa, în Oșan, în Oșan noi nu avem sindicat. De asemenea, la cursurile de trăinuire, toate începeau. Știți, în Oșan nu avem sindicat, deși prin preluare exista un sindicat. Bine, asta a fost pioneratul, noi am avut atunci niște proteste, dar inclusiv o reclamație la Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional, întrucât Oșanul cumpărase o parte din spațiile comerciale și societățile pe care le-au preluat printr-un împrumut sindicalizat la Banca Mondială, dar prin care s-a angajat să respectă toate prevederile OIM. Deci era cumva și prin felul în care s-a făcut împrumutul era garantat drept. Iar respectarea a fost pe zero. Am angajat un expert extern care a făcut un studiu în România cu angajații din Oșat. Li s-a explicat, studiul a fost trimis la Banca Mondială ca protest vis-a-vis de faptul că Oșan nu respectă principiile OIM și dreptul la organizare în sindicate a angajaților. Asta a fost o fază istorică. Cam cum e proporția la fiecare? Între timp nu ne-am oprit prin Federația Globală la care suntem afiliați, la UNI. Cum se numește asta globală? UNI, Union Network International. E o federație globală cu 200 și ceva de milioane de membri, cuprinde 10 ramuri de activitate, din care cea mai importantă este industria comerțului. Deci, prin ei s-a reușit negocierea unui acord global cu compania Oșan, care și-au schimbat tipurile de politici, să spunem astăzi, și le așteptăm cu mult interes. Pe 17 martie s-a semnat acordul global prin care compania Oșan recunoaște, printre altele, dreptul angajaților din compania ei, la nivelul întregului, în toate țările unde au afaceri, de a se organiza în sindicat. Mai mult de atât, în 25-26 aprilie, deci peste puțin timp, la București va avea loc întâlnirea liderilor de sindicat din țările unde Oșan are afaceri și în semn de, hai să spunem, recunoașterea meritelor sindicatului din România pentru eforturile făcute și sindicaliștii din Franța, dar și cei din Italia au propus ca întâlnirea în care se va parafa un tip de alianță sindicală globală să aibă loc în România pentru eforturile pe care le-am făcut noi. Deci sunt lucruri care se fac în liniște, cu calm. Și acum sunt câteva mari companii. Și prin dialog. Să vorbeam de dialogul social. Dialogul social real. Aceste mari companii, cum stăm acum cu sindicalizarea? Mă refer la retail, la comerțul cu hipermarket. Cum stăm cu sindicalizarea? Cam care sunt proporțiile? Rodica sau domnul Gogescu? Da, poate, dacă ai date, nu. Dacă nu, vă rog, domnul vorbesc eu. Deci, nu stăm mulțumitor. Probabil că dacă ar fi apropiat de 100%, aș fi foarte fericit. Bun, dar să nu uităm că restul lucrătorilor privați e foarte slabă sindicalizarea. Deci, gândiți-vă odată, în comerț lucrează aproximativ 800.000 de angajați, din care 600.000, conform legii actuale, nu au dreptul să organizeze în sindicat.
Fiindcă de nu... ce? Ce le interzice? Media pe tot comerțul e de 5 lucrători pe companie. Media, dar media asta e mult ridicată de către companiile multinaționale, cum e Oșanu, cum e Carrefour-ul cu 10.000, 15.000 de angajați. Însă sunt foarte mulți până în 20 de angajați, nu? Nu, până în 2-3, 2-3 angajați, 1 și așa mai departe, dintre care unul e poate patronul și unul e soția sau fica sau flăcău. Nu au dreptul să organizeze în sindicat conform legii actuale a dialogului social, eu îi spun legea contra dialogului social, te poți organiza în sindicat numai la nivelul unei companii și, dacă, și trebuie să ai un număr de membri de minim 15. Deci 600 de mii nu se pot organiza. De aici ajungem și la modificarea legii 62 pe care o solicităm. Ca să poată fi înregistrat la nivel de sector un contract colectiv de muncă, ar trebui ca federația sectorială să reprezinte cel puțin 50% plus 1 din numărul de angajați din sector. Cum pot eu să reprezint 50% când 80% n-au dreptul să organizeze? Și în asta mare, în cei 200 de mii de la, deci sunt cam 200 de mii în hipermarket, în asta mai mare. Da. Și ăștia cum stau cu... Aici stăm... Sunt companii mai prietenoase, companii mai prietenoase? Exact. Sunt companii prietenoase. De aici, dacă spun compania, e spuneți-i, reclamă. Spuneți-i, suntem online, suntem curajoși. Chiar vreau să le fac reclamă celor care... Vă rog să le fac. Avem sindicat, cel mai puternic sindicat l-avem în compania Carrefour, care a fost, de fapt, foarte deschisă, nu de la început. La început au fost ceva fricțiuni, dar astăzi și în timp, pas cu pas, în liniște, și cu înțelegerea intereselor acționarilor, dar și cu înțelegerea intereselor angajaților, am reușit să construim un sindicat, de exemplu un Carrefour Hypermarket, din 9.000 și de angajați, aproape 10.000 de angajați, avem un sindicat cu 7.500 de membri. Un sindicat care an de an, din 2009, de la înființare, a negociat contract colectiv de muncă, an de an a încercat să îmbunătățească, să spunem, respectul la locul de muncă pentru angajat, respectul față de legalitate, nu mai există, aproape au dispărut problemele cu ore suplimentare neplătite, cu abuzuri împotriva angajaților, deci chiar avem un dialog de, social corect. Deci se vede. În fiecare magazin se simte, se vede și angajații simt că e o companie în care se simt în siguranță. Și unde e mai proastă sindicalizarea? Unde e inhibată? Nu, vreau să mai continui exemplu. Avem sindicat, primul pe care l-am creat a fost în compania Metro Cash & Carry, unde am dezvoltat primul sindicat. Avem sindicat care funcționează excepțional în Selgros, la fel, cu o rată de sindicalizare și cu reprezentativitate foarte mare. Dar sunt sindicate care, în care am pătruns înainte de, să spunem, și le-am organizat înainte de criza economică din 2009. Când, probabil, și companiile erau mai generoase în a oferi condiții angajaților de a se organiza. După criză, lucrurile s-au mai schimbat. Dar acolo unde am dezvoltat un sindicat, să știți, nu s-a mai încercat cumva o luptă împotriva sindicatului, ai convinge să plece din sindicat, deci, întrucât s-au convins inclusiv angajatorii că e bine și pentru companie, că mediul la locul de muncă e mult mai bun, că angajații, chiar dacă li se oferă în multe locuri salarii puțin mai mari, nu pleacă tocmai datorită condițiilor și respectului la locul de muncă în companiile în care lucrează. Sunt companii total antisindicale și iar o să le numesc, care foarte dificil, companiile din grupul Schwarz, Kauflandu și Lidl-ul, care oferă salarii mai mari, dar îi lipsesc total de dreptul de asociere pe angajați. Sunt companii care mimează dialogul. Aici e, da. Să spunem, cum se întâmplă. Deci salariul mai mare, de obicei, vine la pachet cu diverse sarcini în plus. Ore suplimentare, mai lax programul de lucru și spuneți-ne noastră. Deci sunt condiționați, de fapt, de salariul la puțin mai mare. Sau cum deci sunt situații, se ajunge la paradoxuri. Normal, peste tot, să face programul de activitate pe care a angajat-o, dacă nu știe, cu o lună mai devreme, pentru că
e diferit, știți, programul de lucru a hipermarketurilor și supermarketurilor e suficient de lung, 22, 8, 21, 6, închis 3 zile pe an, atât, închis 3 zile pe an, prima zi de anul, prima zi de Crăciun, prima zi de Paște și atât, în rest sunt deschise, au încercat să umble și la astea 3 zile să le reducă. Sau? Când, da, când exista compania reală. Erau români dornici să cumpere în dimineața de Crăciun? Nu, românii erau dornici, hai să spunem, nu atât companiile, cât unii directori. Nu de magazine, director de companii și nu de zelera, fiindcă între timp am mai aflat din secrete. Dar de ce era? Era vorba de targetul anual pe care nu și-l făceau. Și dacă ar mai fi avut o zi de vânzare, ajuta și îndeplinea targetul și lua milionul de dolari sau cât era drept bonus. Bonusuri, da? Bun. Păi, de ce să ridicăm mult salariul mediu în economia privată? Pentru salarii, deși bonusul unor șefi, din păcate. Am înțeles. Doamna Novac, vreau să completez ceva. Că mai există un instrument care este foarte puternic în opinia mea, care sprijină patronatele în destructurarea sindicatelor. Și anume faptul că legislația din 2011 a eliminat, deci legea dialogului social adoptată în 2011, a eliminat sancțiunile pentru împiedicarea activității sindicale. Deci, deși legea spune în mod explicit că este interzisă orice ingerință în activitatea sindicală, nu există nicio sancțiune dacă o faci. Și atunci angajatorii numai că s-au simțit liberi să facă lucrurile astea în mod deschis și au afișat la vizier regulamente de ordine interioară în care scria în mod explicit că nu ai voie să faci parte din sindicat. Voiam să râd puțin de remarca lui Rodica. Până în 2011 exista prevederea de sancțiuni, era chiar cu închisoare. Dar vreau să vă spun ceva. Au fost foarte multe dosare pe rol. Au fost foarte multe abate. Plângeri împotriva toate, dar toate s-au soluționat cu NUP. Justiția. Nici, deci chiar dacă merge. Câteodată putem avea sancțiuni prevăzute în lege, dacă nu se aplică, degeaba. Deci și acum sunt companii care au afișat regulamentul interior pe pereți pentru toți angajați, în care scrie că nu are dreptul să organizeze în sindicat. Deci dreptul ăsta e prevăzut și în Constituție. Ireal. Așa, dincolo de asta vreau să vă întreb de avocatul poporului. Am văzut că a făcut o sesizare. Va avea un efect? Cum vedeți? Eu aștept cu nerăbdare să se pronunțe Curtea Constituțională, pentru că, deci, avocatul poporului a făcut o sesizare cu privire la neconstituționalitatea prevederilor legate de numărul minim de persoane care pot forma un sindicat, dar și împotriva faptului că aceste 15 persoane trebuie să fie din aceeași companie. Și noi așteptăm cu nerăbdare să se pronunțe curtea, pentru că acum câțiva ani s-a mai pronunțat odată în favoarea prevederii legale. Noi sperăm să se răzgândească și de data asta. Credeți că se va contrazice curtea? După cum vedem, justiția e necruțătoare cu angajații. Argumentele sunt destul de solide, în sensul că, așa cum am discutat mai devreme, marea majoritate a întreprinderilor din România au între 5 și 26 de angajați. Și atunci numărul de 15 este excesiv. La fel și obligația ca aceștia să fie din aceeași unitate. Deci nu poți să excluzi 600.000 de angajați doar în comerț de la dreptul de asociere indiferent de rațiunile pe care le-ai. Pentru că se asociază pe un oraș. Mai mult decât atât, între timp a apărut un precedent și anume curtea s-a pronunțat cu privire la numărul minim de persoane care pot forma un partid politic. Care este 3. Deci nu ar fi rezonabil după să credem că poți înființa un partid cu 3 membri, dar trebuie neapărat 15 pentru numai sindicat. Că legea a fost chiar un exemplu de așa nu. Deci ni s-a dat dreptul să ne asociem 3 și de fapt e mai greu să faci partid decât când... Este adevărat, dar libertatea de asociere nu poate fi îngrădită sub nicio formă, indiferent de rațiunile pe care crezi că le-ai avea, că noi nu credem că există vreo rațiune. Da, atunci rațiunea curții
Curții Constituționale când s-a pronunțat pentru această lege dură. Cum vi s-a părut? Mă rog, era în ton cu politica de la momentul era respectiv, și era, economică, era austeritate economică, dar acum sunt încrezătoare că soluția va fi favorabilă și sper ca acest lucru să se întâmple în timp util, ca legea care se află acum în discuție la Ministerul pentru Dialog Social să fie modificată în sensul indicat de curte. Mm-hmm. Sunt apoi din declarațiile domnului Petrea, am mai văzut una, cea cu contractul colectiv obligatoriu, sau cum, sintagma asta. Da, deci... Aici, haideți să o lămurim. Domnul ministru a făcut niște vizite în teritoriu și a declarat la un moment dat... și declarația sa a fost preluată de foarte multe ziare centrale, a declarat că prin această nouă lege a dialogului social, contractele colective de muncă vor deveni obligatorii. Lucrul acesta este greșit de două ori. N-au fost niciodată, contractele colective n-au fost și nici nu pot fi obligatorii, pentru că aici intervine negocierea părților și ele sunt libere să convină asupra unui contract sau nu. Uh-huh. Și asta spune și convenția ILO numărul 97, deci negocierile sunt voluntare. Uh-huh. Și în al doilea rând, cred că, de fapt, intenția a fost să spună că negocierea contractelor colective de muncă ar putea deveni obligatorie și așteptăm cu nerăbdare să vedem cum vede domnul ministru această soluție în proiectul de lege, pentru că deocamdată nu, deci în ceea ce am văzut până pare, acum, nu. Adică dacă tu ai o lege care inhibă sindicalizarea și pe de altă parte faci o obligativitate a negocierii, nu riști să ai o scenetă fără sindicate puternice între patroni și ceva? Nu chiar, pentru că discutăm din nou despre reprezentanții salariaților care par să fie preferați de angajatori. Deci, de fapt, prin introducerea obligativității contractelor colective de muncă, negocierii contractelor colective de muncă, pot să favorizezi o instituție care de fapt nici nu are o bază solidă, nici nu este o instituție. Ne aflăm într-o situație paradoxală în care același angajat, care este și membru de sindicat, ar putea să fie pus în situația să voteze pentru alegerea reprezentanților salariaților și deci același angajat să fie reprezentat de două instituții distincte. Pentru că această prevedere cu privire la reprezentanții salariaților a fost introdusă prin codul muncii, fără ca să existe detalii în lege despre cum ar trebui să funcționeze, ce... Deci este... De aceea spun că proiectul acesta care există în discuție acum la Ministerul Dialogului Social nu a luat în calcul toate aspectele și nu este bazat pe o analiză de impact. Acceptabilă. Nu. Deci, în opinia noastră nu și sperăm să nu se întâmple același lucru cu care s-a întâmplat cu legea salarizării bugetarilor, să ne trezim că pleacă în Parlament ca inițiativă parlamentară înainte să fie discutată în detaliu cu partenerii sociali. Da, din păcate asta s-a întâmplat. Am văzut reacția domnului Hosu. Zic eu, ok, că nu poți să o duci în Parlament uitând de partenerul adevărat care trebuie să vorbești. Domnul Gogescu, aș vrea să ne întoarcem puțin la viața în supermarket. Vă citez, iarăși mi-am făcut documentare aici. Spuneți la un moment dat, enumerați elementele, problemele cele mai mari pentru lucrătorul din comerț. Aveați ore suplimentare neregistrate și neplătite, forțarea demisiei angajaților, celor cu intenții de sindicalizare, salariu, aici vreau, salariu foarte mic, pentru aici de ce vreau să insistăm un pic, pentru că am văzut mai nou, există această teorie și un pic de propagandă la televizor, propagandă pro-angajator, în care se tot spune, domnule, e acum așa mare căutare forța de muncă, încât trebuie să creștem salariile și ne sufocăm business-urile.
Și aș vrea să ne povestiți puțin cam despre nivelul salariilor, care, cum spuneați, uneori este ridicat și de nivelul bonusurilor, poate, că altfel ele sunt tot pe lângă la minim. Ele au mai crescut, e clar, dar au crescut cu trend. Au crescut cu puțin, au crescut mai mult în locațiile din localități cu penurie de forță de muncă. Deci acolo se dau... Adică între București și Râmnicu Sărat e o diferență de, să zicem, 20%, cam așa. Poate nu 20%, dar sunteți foarte aproape. Uh-huh, uh-huh. Există, deci, un șir de localități, dar din fericire încep să mulțească. Din fericire, spun, pentru o creștere a salariilor celorlalți angajați, s-a ajuns aproape ca la, cam la jumătate din țară să fie, să trebuiască să fie aplicată o bonusare specifică pentru zone în care nu găsesc angajatorii forță de muncă. Criza de forță de muncă e clară, deci asta știm că se confruntă, dar e clară și pentru că plătesc prost. Nu? Adică mai trebuie spus și asta. Oamenii nu se duc acolo pentru În primul rând pentru că se plătesc prost angajații, cât mai aproape de salariul minim pe economie, cu multiple atribuții și priviți de multe ori ca nu o să merg la sclav pe plantație sau alte lucruri, dar câteodată chiar nu sunt priviți decât ca niște mașini care se bage marfă la raft și atâta tot. Deși au mult, mult, dacă vă uitați la fișele de post ale angajaților, să vedeți câte atribuții au, inclusiv de la responsabilități pentru marfă expirată de controlul raftului în permanență, prețurile să coincidă cu înregistrarea, să fie corecte și așa mai departe. Deci sunt multe verificări și vă aduc aminte perioada 2009-2012. În comerț n-a fost nicio disponibilizare colectivă. În schimb, s-au redus în magazine, forța de muncă a fost redusă cu aproape 40%. Pe atunci vorbeam de forțare demisiei. Atunci a fost perioada în care s-a forțat demisia sub și în marea majoritate a magazinelor au fost reduse toate categoriile de personal, cu excepția celor din conducere, cu vreo 40%. Fără, deci, plecat-o așa. Nu părea pregnant o pierdere locuri de muncă, fiindcă în aceeași perioadă companiile deschideau alte magazine unde mai angajau niște oameni prin alte localități. Și atunci cifra totală de angajați rămânea aceeași. Au scăzut salariile atunci, în perioada? Adică presiunea crizei s-a simțit în negocierea? Să spunem, unele companii au încercat atunci să taie etichetele de masă de la angajați, care reprezenta la majoritatea aproape 25% din veniturile. Și acum asta important, am văzut. Adică cei 200 de lei sau cât dau bonuri de masă sunt importante. 15 lei e valoarea maximă deductibilă și o parte din companie au trecut la 15 lei, fiindcă este cea mai 15% ieftină. 15% sau? Nu, 15 lei sunt bonurile de masă un bon. Pe zi. Un bon. A, pe zi, așa. Da, și ajunge la 3 milioane, 2-3 milioane. Pe lună, dacă își place toată luna completă de 20 de zile. Da, vreau să adaug că mai există o modalitate prin care companiile, în special în comerț, păstrează salariile mici, și anume aceea ca o rotație de personal extraordinar de mare. Foarte important. Da. E foarte important de spus că, de fapt, ți se promite o creștere de salariu după o anumită perioadă, dar tu nu apuci niciodată să lucrezi până acolo încât să-ți fie majorat salariul. Deci asta există o fluctuație de foarte contract, mare de sau timp. Ce, e acel contract pe termen limitat? Cine e de vină aici? De obicei sunt contractele pe perioadă determinată. Pe și trei, au voie de două ori trei să luni, de două ori, de trei și ori, șase luni. Și după aia nu-l mai renoiesc, deci nu dau pe nimeni afară. N-am mers colaborarea. N-am spălat pe mâini și așa mai departe. Da. Și aș mai fi adăugat că, atunci când vorbim despre situația dificilă care există în comerț, nu discutăm doar despre nivelul salariilor, care este foarte scăzut, ci discutăm și despre celelalte drepturi și aceste practici, de fapt,
determină angajatorii să evite cu orice preț formarea unor sindicate. Uh-huh. Și pot să vă dau un exemplu. Atunci când oamenii se duc să se angajeze într-o companie, li se cere să semneze un contract de muncă în alb, care este necompletat, deci nu are nicio rubrică completată, deci omul nu știe atunci când se angajează în ce ture va lucra, cât de lungi sunt turele, câte zile pe săptămână, când are libere. Deci acesta este un aspect. Apoi, condițiile de muncă sunt foarte restrictive, de exemplu, nu ai voie să-ți folosești telefonul mobil nici măcar în pauzele de masă. Și putem să ne gândim acum la familiile monoparentale, la femeile care au copii în grijă și care nu pot să comunice deloc cu copiilor. Sunt companii care îți opresc mobilul ca la școală? Da. Domnul Gorgescu, vă lasă cu mobilul ăsta la serviciu? Să nu poți fotografia documentele secrete la care ai acces. E o glumă. Da. Ce documente secrete vreți să-mi spuneți ară permite este accesul unor angajați de bază. Da, nu-i nimic. Deci mai sunt companii care îți cer ca atunci când ai semnat contractul de muncă să semnezi și demisia în alb. Deci o demisie nedatată. Pe ce-mi spuneți dumneavoastră, mi-arată că cred că facem legi degeaba dacă ăștia sunt continuare atât de curajoși. Asta e ilegal, nu? Inclusiv, deci reducerea de personal efectuat de guvernul Boc, care a afectat instituțiile publice, a afectat și instituții precum Inspecția Muncii, care acum are o capacitate foarte redusă să controleze. Vorbim despre 520.000 de companii care există în momentul acesta în România și Inspecția Muncii are în jur de 1.000 de angajați. Care este capacitatea lor să verifice condițiile de muncă din fiecare companie din România? Deci, bun, eu aș libertatea de a abuza la de... cei 1.000 de angajați, mi-a căzut ceva, sper că nu e... M-au auzit, da? Nu mai am cască, deci e bine. Cei 1.000 de angajați găsesc ei atâtea abuzuri cât ar trebui să găsească 1.000 de angajați? Asta nu știu, e. Nu știu din păcate... ce experiență aveți cu ITM-ul? Din păcate, Gogescu, datele disponibile sunt foarte puține. Foarte trist la emisiune. Foarte pesimist. Nu, e problema, din punctul meu de vedere, nu ITM-ul rezolvă. Și acolo nu există sindicate, dar sindicate adevărate, care luptă pentru oameni, pentru niște lideri, unde dacă se stabilesc niște relații corecte cu conducerea companiei, lucrurile, toate lucrurile astea dispar. Deci, în companiile unde avem sindicate, lucrurile funcționează corect. Reclamații, sesizări, avem din alte părți. Aici, cum apare ceva, avem dialog social, discută lideri de sindicat, inclusiv la nivelul magazinului. Am coborât nivelul dialogului social, care de lege e pus numai pe undeva pentru miniștri și președinți Consiliului Județene sau altceva. Noi l-am coborât la nivel de loc de muncă, de punct de lucru și așa mai departe. Și lucrurile funcționează. Unde nu, sunt abuzuri. Și pe unde avem sindicate se mai întâmplă abuzuri, dar din fericire pentru noi mai există un stăpân pe afară. Deci mai scriem la compania mamă să mai spuneți-mi cât de mare e avantajul ăsta. L-am mai auzit și în zona asta de telecom, de contează mult dacă ai un sindicat în privat afiliat la ceva mare. Dar cum stăm cu sindicatele crescute autohton în zona privată? Mai există vreunul în primul rând? Da, și dacă sunt, nu din zona bugetară, din zona privată, și dacă sunt, cum se descurcă? Mai există sindicate, desigur, și unele dintre ele sunt încă puternice, cum este sindicatul de la Dacia. Sigur, dar și acolo avem, eu mă refeream la cere, au sprijin din afară și ei. Dar adică avem sindicate, sindicatul IT-șilor de la Timișoara, care îl știu, dar acolo este excepțională munca și realizările. Deci, sincer să fiu, nu știu dacă există vreun român care n-ar vrea să beneficieze de prevederile contractului colectiv încheiat de sindicatul IT-șilor de la Timișoara. Dar este...
din ce în ce mai greu să sindicalizezi oamenii, mai ales oamenii tineri, pentru că ei nici măcar nu știu, poate știu din poveștile părinților ce este sindicatul și în ce mod poate să ia apere. Să vă spun o mică poveste. Mi-a povestit o doamnă profesoară, pe la vreo 50 de ani, despre atitudinea din cancelarie a colegilor de, să zicem, 25-30, care disprețuiesc din suflet tot ce înseamnă sindicat. Asta chiar era intrigat. Adică, cum eu lupt pentru voi? Adică, ies la o manifestație, plătesc cotizația ca să-mi țineți voi lecții că sunt băbătie și că cred în sindicat. Cum sunt tinerii? Cum percep treaba asta cu sindicatul? Nu e numai vina lor. Sigur, e o chestie de cum educi. Am avut în 2009-2010, nu mai țin minte, un interviu cu doi cevele care voia să răspund la o întrebare dacă multinaționalele sunt cei mai mari dușmani ai sindicatelor. Răspunsul meu a fost și atunci și rămâne și acum, din păcate, că în primul rând sindicatele sunt cei mai mari dușmani ai sindicatelor datorită unor lucruri care nu se fac cum trebuie și în mediul sindical, a lipsei de unitate. Nu e posibil într-o singură confederație să ai două, trei structuri în aceeași zonă de activitate, pe același sector de activitate, în loc să te unești și împreună să poți obține... Ce efect a avut la CFR? Nu știu dacă ați urmărit. Oamenii au ieșit nemulțumiți, deci nu mai suportau sindicatele. Au ieșit, au zis, nu mai vrem sindicat, nu mai vrem nimic, protestăm noi. Multă e și propaganda unor organe de conducere care încearcă pe orice care, dacă se poate, să defăimeze mișcarea sindicală și sindicate, dar din păcate sunt și multe lucruri reale. În principalul lor reproș era că sindicatele practic au fost angajate de management, liderii au fost angajați și nu îi mai reprezintă. Da, mă rog, aici, bun, pentru că mă avem două minute, aș vrea să îmi dați fiecare într-un minut un răspuns scurt la următoarele două întrebări. Odată, să subliniem încă o dată ce ar trebui făcut în lege, deci ce ar trebui să apară în acea lege a dialogului social ca muncitorul în privat să simtă, cumva măcar într-un an, doi. Și a doua întrebare, o experiență care v-a șocat în relația cu angajații din privat. Dacă vă vine ceva în minte sau ce v-a intrigat cel mai mult în ultimii ani. Doamna Rodica Novac. În ceea ce privește legislația, cred că trebuie făcute trei lucruri, în opinia mea, care sunt foarte importante. Să se schimbe legislația cu privire la dreptul de asociere. Deci trebuie diminuat numărul avem de membri. Avem un minut, deci trebuie să le înșirăm repede. Trebuie să se deblocheze negocierile colective și trebuie să se introducă sancțiuni împotriva angajatorilor care împiedică activitatea sindicală. În ceea ce privește lucrul care m-a șocat, dacă m-ați întrebat asta, cred că ceea ce mă șochează cu adevărat este munca la bandă în industria constructoare de mașini, de componente auto. Deci este asemănătoare cu secolul XIX. Și mi se pare că România, deci această industrie crește foarte repede în România. Și cam că la câți noi, angajați suntem în zona? Aveți cel puțin 200.000, dar sunt estimări că ar fi și mai mare de atât. Și e cea mai este cel mai dur, nu există sindicate și ce este mai grav este că strategia națională a României ne împinge către industrii din astea care, de fapt, nu aduc nicio valoare adăugată, ci doar folosesc forța de muncă în modul cel mai ieftin, nu numai din punct de vedere al salariilor, ci și al calității muncii. Domnul Gogescu, nu mai aveți timp pentru lege, dar cred că a spus doamna Novac trebuie. Mai trebuie ceva? Mai trebuie ceva. Vă rog. Toată lumea vorbește de modificarea legii 62, eu am un alt punct de vedere. Ar trebui să nu se uite că legea 62 a fost adoptată prin asumarea răspunderii de guvernul Boc, că n-a fost negociată nici cu mediul privat, nici cu asociațiile care se ocupă de problemele astea, nici cu politicul, nici cu nimeni. A fost pusă pe masă ca un dictat, cum au fost modificate și codurile la un moment dat. Și toată lumea vorbește acum de modificarea lor. Nu e corect așa. Corect este să luăm legislația care a existat până în 2011 și pe aia să venim cu modificări, cu actualizări, cu modernizări.
Fiindcă a face dintr-o mare porcărie, deci care e legea 62... Dacă aia a fost abuz, da? Nu lucrăm pe el. Exact. Da, și să luăm legislația existentă la momentul ăla, pe ea să lucrăm, că într-adevăr trebuie modernizată, erau prea multe excese pe parte sindicală, mai trebuie reduse, dar nu să lucrăm pe, știți cum, pe un copil mort. Am înțeles. Domnul Gogescu, doamna Novac, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. A trecut prea repede timpul, dar ne întâlnim peste câteva luni să mai facem, să vedem cum merge cu legea. Și vreau să închei spunând servici ușor. Servici ușor. Intrați, da, tuturor. Intrați pe Facebook, intrați pe servici ușor. Pe aveți o campanie, avem o campanie ușor. Da. Oricum o să vedeți și online ce se întâmplă cu servici ușor. Mulțumesc foarte mult. Ne vedem săptămâna viitoare.